Alături de mine se află mama Chirculescu, da? Angela. Da, să vorbiți în Chirculescu. Microfon. Să vă ține microfonul, da? Suntem sunt din Altenița. Da. Sunt semnat al Chirculescu Angela. Mi-a murit fiul meu. Vasile Pompilu Rafael din Oltenița este mort în Spania și nu am putere și să pot să-l aduc în România, să-l îngrop în pământ aici. Telespectatorii trebuie să știe că doamna a primit o scrisoare în care îi se spune scurt așa: vă informăm că la data de 18.07.2011 autoritățile spaniole ne-au informat despre decesul în Spania în seara zilei de 13.07.2011 al cetățeanului român Vasile Pompilu Rafael, născut la 30.10. Mai am 9 zile atât și mi-l arde. Născut la 30.10.1969 în Oltenița, Călăraș, fiul lui Ion și Angela, cu ultimul domiciliu în România, județul Călăraș. Decesul s-a produs pe stradă, în localitatea Sevilla, provincia Sevilla. Cazul este instrumentat de către judecătorul de instrucție numărul 19 din Sevilla, în dosarul 7.996 din 2011. Din datele comunicate, nu rezultă dacă în Spania există vreun membru al familiei. Nu există, nu? Nu. Și nici dacă respectivul avea rezidență în Spania. Rugăm să ne sprijiniți în localizarea și alăsarea familiei în legătură cu tragicul eveniment. De asemenea, rugăm să ne comunicați decizia familiei cu privire la repatrierea corpului însuflețit, costurile repatrierii, care se cifrează între 4.500 și 6.000 de euro, urmând a fi suportate de către familie. Evident că familia n-are banii ăștia, dar el cum a ajuns în Spania? Cum a ajuns în Spania? Cum s-a dus? Singur? Nu s-a dus și el, că dacă mur răbdăm de foame, n-am decât 3.900.000 pensie, desigur că s-a dus el acolo, lucra pe acolo cu fiare, cu ce se bătește. Lucra cu ziua așa sau? Da, cu ziua, pe unde găsește. Și era de mult acolo? Păi a avut 7 luni. Și din câte știți, de ce a murit? Ce s-a întâmplat? Îi spunea că a făcut comoție cerebrală. Da. Sărăcă, adică din senin, așa, pe stradă. Da, într-un trunc, da. Supărat, a murit un copil de sida. A, el acolo avea un copil? Aici am avut copilul. Și a murit copilul de sida? Dar a rămas cu o supărare. Și soția lui? Despărțit de 10 ani, s-a măritat. Deci familia amărâtă, da. Da, lângă doamna, năcăzită. În doliu este o altă trăsătoare care a ajutat-o, nu? Da, m-a ajutat, că eu sunt bombă. Să stea aici, în București, de săraca doamnă, da. Spuneți. Sunt de aici din București, da. Și am o casă în Oltenița și am ajutat-o când am ajutat. Un gest foarte frumos, da. Dar când aveam nimeni să vină, da, cu dânsa și am venit eu cu dânsa și... Da. Problema e că doamna trebuie să strângă suma asta de 4.500 minim, poate chiar 6.000 de euro. Da. Primarul din Oltenița. Primarul nici nu. Primarul nu a zis că a fost la socială. Da. Socialul din Oltenița a zis, a dat urgență. Când s-a dus din la dânsa, era la urgență. Și când, da, s-a dus la domnul primar, a refuzat. Nu mai a scălit să mă ajute. Minune. Da. Nu m-a ajutat cu nimic. Să vedem, poate vă ajută cineva dintre trăsătorii care ori au relații în Spania, ori au relații la consulatul nostru de acolo, la ambasadă, ori au fonduri să vă ajute cu suma asta, ori au o firmă de transport specializat. Deci telefonul doamnei care și-a pierdut copilul în Spania este 0736 928 156. Deci, încă o dată, 0736 928 156. Și vă numiți încă o dată cum? Chirculescu Angela. Chirculescu Angela, da? Să încercăm să o ajutăm pe doamna Chirculescu Angela, care și-a pierdut copilul, vedeți, în condițiile astea în Spania. Din păcate, mulți români se duc în Spania. Sună telefonul. Să mergeți acolo în spate să răspundeți, da? Ajutați-o și dumneavoastră, ajutați-o. Da? Timp în care eu... Lăsați asta aici. Lăsați... puteți să mergeți să răspundeți. Deci telefonul doamnei 0736 928 156. Să mergeți acolo ca să puteți răspunde celor care vă sună.